Bună, dragii mei! Astăzi vă prezint un desert absolut senzațional, fără gluten, fără zahăr, cu doar două mere. Și haideți să vedeți și cât de ușor se pregătește. Inițial am curățat merele și le-am îndepărtat cotorul. Vă invit și pe canalul meu de YouTube, Ionela's Kitchen, cu cele mai delicioase rețete de prăjituri. Vă mulțumesc! După care le-am pus într-un robot de bucătărie. După care am adăugat două ouă, două linguri de cacao și două linguri de îndulcitor de stevie. Am pasat totul foarte bine la viteză maximă până când am obținut această consistență. Compoziția obținută am pus-o într-o tavă cu mărimea de 20x20 cm tapetată cu hârtie de copt și am introdus-o la 180 de grade, aproximativ jumătate de oră. Rezultatul final este acesta. Am lăsat-o la răcit și am uns-o pe deasupra cu dulceață de fructe de pădure fără zahăr. Vă asigur că este un adevărat răsfăț și vi recomand cu mare drag și vouă. Aștept părerile voastre în comentarii. Să vă fie de folos, poftă bună și o zi minunată! Spor la gătit!